Bună ziua! Sunt profesor Gabriel Braic și mă bucur să îți fiu gazdă la un curs online de pregătire pentru bacalaureat, în care vom discuta astăzi despre romanul Ion de Liviu Rebreanu. Sper că aceste cursuri îți vor fi de folos și sunt convins că toți cei care le urmăresc pot înțelege ceva suplimentar din ceea ce au ei nevoie ca să priceapă pentru BAC și apoi să transmită în scris pe foaia de examen. Ca de fiecare dată, aș vrea să vorbim astăzi despre 10 idei esențiale în legătură cu romanul Ion de Liviu Rebreanu și aș vrea să ți le propun într-o structură simplă, le luăm pe fiecare. Și dacă aveți întrebări, vreau să vă invit de acum. Astăzi îmi doresc să răspund la întrebări și vă invit să scrieți întrebările voastre. Aici voi urmări și pe ecranul laptopului ceea ce îmi scrieți voi și voi încerca să răspund la întrebări. Dacă vor fi prea multe sau prea puține, vom vedea. În orice caz, și după ce acest live este postat și se va încheia, eu voi încerca să răspund la întrebări. Înainte însă să începem discuția noastră despre Ion, de Liviu Rebreanu, vreau să împărtășesc cu voi două sau trei gânduri clarificatoare. Unul dintre elevii care a urmărit live-urile trecute, cel despre povestea lui Harapalp sau cel despre Moara cu noroc, mi-a scris și mi-a spus că ar fi bine dacă aș putea să fac un rezumat al acestor opere. Dragii mei, nu vă promit rezumate. Vă promit 10 idei esențiale pe care voi le puteți prelua, le puteți înțelege și apoi le puteți reda. Pentru că, să vă spun, rezumatul operei în sine înseamnă efectiv foarte, foarte, foarte puțin din cele 100 de puncte pe care voi trebuie să le acumulați la BAC. Punctajul este foarte, foarte strâmt pe anumite segmente din examenul vostru. Iar rezumatul în sine ar conține poate o parte extrem de importantă și extrem de lungă din eseul vostru și ar fi punctat cu foarte, foarte, foarte puțin. Deci nu o să mă concentrez să fac un rezumat, deși astăzi, ca răspuns pentru prietenul meu care m-a abordat pe Facebook în privat, astăzi voi sublinia mai multe detalii narrative. Apoi, aș vrea să vă mai spun încă ceva destul de interesant. TVR, nu doar că a lansat o știre despre aceste cursuri online pe care le țin la Cluj, în biroul meu, în fața bibliotecii mele, și TVR împreună cu Ministerul Educației a lansat de astăzi un proiect, proiectul numit Teleșcoală. Vă invit să urmăriți cursurile pe care le țin profesori specializați la București, în studiourile TVR, pe TVR2, dacă nu mă înșel. Voi face o postare în legătură cu aceste opțiuni pentru voi, pentru clasa 8-a și pentru clasa a 12-a. Deci cursuri de pregătire pentru elevii care vor avea examene naționale în vară. Și îi felicit și le urez succes celor de la TVR și profesorilor implicați voluntari în acest proiect numit Teleșcoală. Să nu mai lungim foarte mult povestea, începem discuția noastră despre Ion de Liviu Rebreanu cu o scurtă lectură. Din șoseaua ce vine de la Cârli Baba, întovărășind Someșul, când în dreapta, când în stânga, până la Cluj, iată locul de unde transmitem această emisiune, să o numim între ghilimele, acest curs online, și chiar mai departe, se desprinde un drum alb, mai sus de Armadia. Trece râul peste podul bătrân de lemn, acoperit cu șindrilă mucegăită, spintecă satul Jidovița și aleargă spre Bistrița, unde se pierde în cealaltă șosea națională care coboară din Bucovina prin trecătoarea Bârgăului. Lăsând Jidovița, drumul urcă întâia nevoie, până ce își face loc printre dealurile strâmtorate,
Pe urmă însă înaintează vesel, neted, mai ascunzându-se printre fagii tinere ai pădurii domnești, mai poposind puțin la cișmeaua mortului, unde picură veșnic apă de izvor răcoritoare. Apoi cotește brusc pe sub râpele dracului ca să dea buzna în pripasul pitit într-o scrântitură de coline. Și doar un singur aliniat, mai citesc. La marginea satului te întâmpină din stânga o cruce strâmbă pe care e răstignit un Hristos cu fața spălăcită de ploi și cu o cununiță de flori veștede agățată de picioare. Suflă o adiere ușoară și Hristos își tremură jalnic trupul de tinichea ruginită pe lemnul mâncat de carii și înnegrit de vremuri. Din incipitul volumului 1, din capitolul 1, începutul, Ion, romanul Ion, rezolvă o problemă și curmă o controversă. Asta face romanul Ion, publicat în 1920 de Liviu Rebrianu. După 7 ani de coacere, mult timp i-a trebuit ca să-l scrie. Ce înseamnă că Ion, romanul, rezolvă o problemă și curmă o controversă? Care era problema și care era controversa? Problema era aceea a existenței unui roman serios, unui roman de calibru, unui roman autentic făcut după toate normele. Sigur, am avut în literatură, înainte de apariția lui Ion, romane bune, precum Mara, sau încercări de roman, precum Ciocoi vechi și noi și altele. Însă nu am avut un roman viguros, un roman autentic. Ion rezolvă problema aceasta. Și ce controversă curmă? Ce controversă încheie? Controversa dintre moderniști și tradiționaliști în literatura română. Primii, moderniștii, susțineau că pentru a face un roman serios e nevoie de un personaj intelectual plasat într-un mediu citadin al orașului. Deci nu poți face un roman serios decât dacă ai un intelectual care acționează în perimetrul urban al orașului. Pe de altă parte, ultimii, tradiționaliștii, îmbrățișau doar ideea universului rural, al satului, idilizat, în care personajul principal este țăranul. Cum curmă Ion, romanul Ion, această controversă? Păi simplu, Liviu Rebrianu conturează un personaj absolut fantastic în statura lui Ion, dar realizează un roman după toate tehnicile literaturii moderniste. Un roman modernist în care personajul este un țăran într-un mediu rural. Și astfel curmă controversa aceasta. Dar ce este romanul? Și ajungem la a doua idee, la al doilea punct. Romanul este o specie a genului epic de mare întindere, sigur că în proză, și acțiunea este desfășurată pe mai multe planuri narrative, personajele sunt complexe și numeroase, iar personalitatea lor este bine individualizată și identificată. Ceea ce e important de reținut la roman e faptul că el se desfășoară pe mai multe fire narrative. Nu avem doar un singur plan, un singur fir. Și de aceea veți vedea și în romanul Ion că sunt momente în care autorul ne explică, ne prezintă prin intermediul naratorului, desigur, ceea ce face Ion și apoi, pentru câteva pagini, parcă uităm de Ion, și ne concentrăm pe viața familiei Herdelea sau pe ceea ce se întâmplă în familia Baciu. Și vom reveni apoi la Ion. Deci avem mai multe fire narrative, mai multe planuri. Al treilea lucru la care voi face referire este semnificația titlului. Titlul este în strânsă relație cu textul, fiind unul eponim, Ion. Numele reprezintă, de fapt, o categorie socială. Ion reprezintă țărănimea, întreaga țărănime românească. Deci titlul este în strânsă relație cu textul. 4. Tema. Tema este o frescă socială a satului Transilvan la început de secol 20, în care relațiile dintre oameni erau fundamentate pe cât pământ deținea fiecare, pe câte posesiuni materiale, pe câtă avere și nu bani, nu neapărat bani, ci avere, moștenire a pământului.
pe câtă bogăție de pământ avea fiecare. Și aici vă spun ceva, dragi absolvenți, un lucru simplu și important. Mai toate operele epice pot avea această expresie, frescă socială, legată de tema lor. Deci dacă doriți să subliniați tema din Enigma Otiliei, tema din Ion, din Moromeții, chiar din Moara cu Noroc, nu și din basmul Povestea lui Harapal, dar dacă doriți să vorbiți despre tema acestor opere epice pentru Bach, puteți să faceți referire la fresca socială. Ce este fresca? Fresca reprezintă o pictură cu foarte, foarte multe detalii. O pictură care se concentrează, spre exemplu, asupra unui sat sau asupra unui oraș. Și vezi pe străzile satului și pe brutar, îl vezi și pe cioban cu oile lui răsfirate pe deal, vezi și câțiva copii în curtea școlii care se joacă cu mingea și e un fel de poză generală a acelei lumi. În culori, sub formă unei picturi. Ei, fresca socială în literatură are de-a face cu, fresca socială are de-a face cu prezentarea lumii respective, care este evidențiată în operă. În cazul nostru, lumea satului Transilvan la început de secol 20. 5. Timpul și spațiul. Ele sunt foarte bine definite. Acțiunea este plasată, după cum am spus, în secolul al 20-lea. Se desfășoară în Ardeal, pe Valea Someșului, în satul Pripas, după cum am citit aici la începutul romanului. În satul Pripas. Casă de Abuzna, în pripasul pitit, într-o scrântitură de coline. Undeva în județul Bistrița-Năsăud, cercetătorii au identificat satul Prislop, localitatea Prislop, ca fiind cea pe care o evidențiază Liviu Rebreanu în roman. Mai departe, 6. Roman circular. Ideea pe care vă prezint în continuare are de-a face cu sfericitatea romanului. Cu faptul că e circular. Începe și se termină în același fel. Vorbim despre, de fapt, naratorul ne prezintă drumul care ajunge în pripas, iar la final, vom citi spre sfârșit, ne prezintă drumul care iese din pripas. Același drum, dar în sens invers. În sens invers. Sigur, vorbim despre două volume, Glasul Pământului și Glasul Iubirii, în această ordine. Și fiecare dintre aceste volume are titluri subiective și, de fapt, titluri sugestive. Începutul, Zvârcolirea, Iubirea, Noaptea, Rușinea, Nunta, Vasile și altul, Copilul, alt titlu, Sărutarea, Ștreangul, Blestemul și chiar George. Epilogul este numit Sfârșit. Mergem mai departe. Geneza romanului, la punctul 7. Despre ce este vorba? Felul în care s-a născut romanul. Fiecare roman are o istorie a lui strâns legată de experiențele autorului. Însuși, Rebreanu mărturisește că la baza creării romanului Ion au stat mai multe experiențe. În primul rând, discuția cu un tânăr, atenție, Ion. Ion Boldijar, al Glanetașului. Un tânăr din satul natal care rostea cu patimă, cu pasiune, cu entuziasm, cuvântul pământ, citez, de parcă ar fi fost vorba despre o ființă vie. Și această întâlnire l-a marcat pe autor. Acest tânăr a rămas impregnat în memoria lui și în special felul în care rostea cuvântul pământ. Apoi, o a doua experiență, sora sa, Livia, îi relatează o întâmplare despre o fată din sat, bogată, dar mai urâțică, ce a rămas însărcinată cu un tânăr sărac din sat și care a fost bătută zdravăn de tatăl ei pentru că, iată, a rămas gravidă cu un sărăntoc. Vestea aceasta, știrea aceasta, cancanul rural pe care îl primește, știrea pe care o primește Liviu Rebreanu, îl afectează, îl influențează și creează un personaj în urma acestei știri. Ana. Și în fine,
Cea mai importantă experiență care stă la baza creării romanului este cea în care, aflat într-o expediție la vânătoare, pe plajurile natale, autorul vede un tânăr. E undeva la liziera pădurii și vede pe câmpuri un tânăr îmbrăcat în straie de sărbătoare, care se apleacă ritualic și sărută pământul, citez, ca pe o ibovnică. Ei, imaginea aceasta a fost arsă în creierul autorului, s-a lipit de memoria autorului și această imagine va fi reprodusă în tocmai în roman, în scena sărutării pământului de către Ion. 8. Tratarea subiectului. Și aici încerc să răspund prietenului meu de data aceasta, dar după cum am spus, nu promit că voi face un rezumat de fiecare dată. Acțiunea se desfășoară cronologic. Începe și se sfârșește tot într-o zi de duminică. Expozițiunea o constituie descrierea drumului care intră în satul Pripas și prezentarea societății țărănești adunată la horă. Intriga o constituie confruntarea dintre Vasile Baciu, un țăran bogat, și Ion, care îl numește pe tânăr în mod jignitor hoț și sărăntoc. Ion oscilează între iubirea pentru săraca, dar frumoasa Florica și averea palidei Ana, care avea locuri și case și vite multe. Citez, locuri și case și vite multe. Desfășurarea acțiunii continuă cu disputa dintre George și Ion la cârciumă, luptă care prefigurează confruntarea din final. În discuție cu Titu, prietenul său, Ion întrevede soluția prin care să-l forțeze pe Vasile Baciu să-i o dea pe Ana și odată cu ea și pământurile, și casele, și vitele cele multe. Să o lase însărcinată. Conflictul interior și cel exterior devin tot mai evidente. În inima sa, Ion este strigat de două glasuri. Îl va urma cu prioritate pe cel al pământului. Și romanul, știți, se împarte în glasul pământului și glasul iubirii. Pentru că iubirea trebuie să mai aștepte puțin. La nuntă, cele două glasuri revin tumultos. Ion le compară pe Ana, soția lui, și pe Florica, drușca întâi, un fel de domnișoară de onoare. Vrea să fugă cu Florica, dar se cenzurează rapid și își spune, citez, și să rămân tot calic pentru o muiere? Încheie citatul. În cele din urmă va primi pământurile lui Vasile Baciu. Punctul culminant îl reprezintă această scenă a sărutării pământului. Ana e părăsită, nu-i dorită de nimeni și astfel își pune capăt zilelor spânzurându-se în grajd. Singura dorință a lui Ion este păstrarea pământurilor. Va ajunge la închisoare pentru că a luat o brază din pământurile vecinului lui. În acest timp, Petrișor, fiul lui Ion și al Anei, este îngrijit necorespunzător de părinții lui Ion, Zenobia și Alexandru, și astfel Petrișor moare. Părintele Belciug, părintele din sat, apreciază și mediază conflictul izbucnit între Ion și Vasile Baciu, iar pământurile rămân în posesia lui Ion până la moartea acestuia, după care vor aparține bisericii. Ion le lasă prin testament bisericii. Spre final, Ion se împrietenește cu George, în mod viclean, este soțul Floricăi, acest George, cu care a avut un conflict la cârciumă, la începutul romanului. Vrea să se apropie de Florica, prin proximitatea cu George, și constată trist. Ce folos de pământuri dacă cine ți-e drag pe lume nu-i al tău? Ce folos dacă iubirea nu este îndeplinită? Deznodământul este prefațat de vizitele dese în casa lui George și a Floricăi. La un moment dat, George pleacă de acasă și este avertizat de savista, de o luaga satului, și îi spune, vezi, Ion este la tine în gospodărie. George se întoarce, îl găsește în curte, îl răpune cu lovitură de sapă în cap. Gestul este de factură naturalistă, brutal, este sângeros.
Sigur că sunt și alte planuri narrative, nu o să ne ocupăm acum de ele, dar finalul romanului revine la motivul sărbătorii sătești în jurul noii biserici și la motivul drumului. Și aș vrea să citesc finalul. Satul a rămas înapoi același, parcă nimic nu s-ar fi schimbat. Șoseaua cotește, apoi se îndoaie, apoi se întinde, iar la dreapta, ca o panglică cenușie în amurgul răcoros. În urmă vine cișmeaua mortului, la dreapta, pe hotarul vește, delnițele se urcă, se împar, se încurcă până sub pădurea Vărarei. Apoi, pădurea domnească înghite uruitul trăsurii, vâltorindu-l în ecouri zgomotoase. Și citesc puțin de dinainte. Peste drum, iată același simbol rural, ancestral, de viacuri. Peste drum, pe crucea de lemn, Hristosul de Tinichia, cu fața poleită de o rază întârziată, parcă îi mângâia, zuruindu-și ușor trupul în adierea înserării de toamnă. Pe cine? Ce casa vă așteaptă să o stăpâniți, murmură Herdelia, privind încrezători în ochii urmașului său. Și raza aceasta poleită mângâia familia Herdelia. Finalul, spune așa, herdelenii tac toți trei, numai gândurile lor, atâțate de speranța împodobitoare a tuturor sufletelor, aleargă neîncetat înainte. Copitele cailor bocănesc aspru pe drumul bătătorit și roțile trăsurii uruie mereu, monoton, monoton, ca însuși mersul vremii. În șoseaua cea mare și fără sfârșit. Drumul, un arhi-personaj al textului, îl introduce pe cititor în text și apoi îl scoate din text, îl extrage din nou în realitate. Vreau să mergem mai departe. 10. Relația dintre două personaje. Vreau să subliniez puțin relația dintre Ion și Ana. Ion îi dă târcoale fetei încă din incipit, pentru că intuiește că ea este soluția ieșirii din sărăcie. Tatălui, glanetașul, a vândut toată averea, fiind răscolit, fiind împătimit, fiind răpus de viciul alcoolului, și Ion încearcă să iasă din sărăcie. Muncește enorm de mult, dar își dă seama că nu va reuși să facă asta niciodată. Nu va reuși să iasă din pauperitate, din sărăcie. Fata, Ana, îl așteaptă cu dorință enormă în fiecare noapte. Iar Ion disimulează perfect până în ziua nunții. Atunci o compară pe Ana, cea urâțică, cu Florica, cea frumoasă și minunată. Mireasa conștientizează că este doar folosită pentru scopurile materiale ale lui Ion. După nuntă, atitudinea se schimbă drastic. Ion ajunge să o neglijeze, ba chiar devine violent. O scenă semnificativă legată de relația celor două personaje este cea a nașterii lui Petrișor. Venită cu mâncare la câmp, Ana resimte durerile nașterii. Zenobia, soacra ei, mama lui Ion, o moșește, iar Ion trage cu urechea la cele întâmplate, dar nu lasă lucrul. Plânsul târziu al copilului îl liniștește. În inima lui se dădea o luptă, dacă va trăi sau nu va trăi copilul, dacă se va naște sănătos sau nu, dar în special dacă se va naște. Pentru că acest copil era cheia păstrării posesiunilor pe care tocmai le-a primit de la Vasile Baciu, socrului tatăl Anei. Mai apoi Ana intră într-o stare de tristețe profundă, de depresie, are gânduri suicidale, pe care chiar le pune în aplicare, spânzurându-se în grajd. Ion, atenție, se simte eliberat și crede că, citez, bine a făcut că s-a omorât. Este vorba despre narațiune la persoana a treia. Naratorul este unul obiectiv, vorbește la persoana a treia despre el, Ion, despre ea, Ana, despre el, Herdelia, despre el, Vasile Baciu, despre el, Părintele Belciug, da? Despre ei, acolo. Narațiune la persoana a treia, verbele și pronumele sunt la persoana a treia, iar naratorul este unul impersonal, nu se implică. Nu ne spune nouă cititorilor ce să credem, cum să analizăm lucrurile, ne lasă să judecăm singuri, este unul detașat.
Și perspectiva este heterodiegetică, prin prisma faptului că naratorul și personajul principal sunt diferiți. Dacă naratorul și personajul principal ar fi fost unul și același, perspectiva era homodiegetică. Hetero sau homo, diegeza, are de-a face cu următorul lucru. Hetero reprezintă mai mulți, homo reprezintă unul singur, din limba greacă. Iar diegeză vine de la diegesis, care înseamnă povestire.